Altele îndemn, dar chilie cine șade, dar chilie cine șade, Florent, altele îndemn, șade doi fiți podobiți, șade doi fiți podobiți, Florent, altele îndemn, dar ți-mi toacă. Aș crește băieți 100, să-l însoară, să descurcă. Aș crește băieți 100, să-l însoară, să descurcă. Decât să mai cresc o fată, se mărită și mă lasă. Eu am fată și băiat și o să mor în păcat, mă. Trecă-i pe lângă Bălșava, mă, văză-i tinereța mea, mă, văză-i tinereța mea, îmbrăcată sub țărea. Tinerețe, vezi cum ești, spune-mi unde te-i oprești, mă. Văză-i tinereța mea, îmbrăcată sub țărea. Tinerețe, vezi cum ești, spune-mi unde te-i oprești. Prima însemnare despre obiceiul turcă provine din anul 1746. Atunci a fost consemnat faptul că feciorii din Comâna de Jos au mers cu turca la casa preotului din Comâna de Sus. Este unul dintre cele mai spectaculoase și complexe obiceiuri legate de Crăciun care s-a păstrat până astăzi în Comuna Comâna. Numele obiceiului provine de la ceata de feciori care merge cu colindul prin sat. În Comâna de Jos, ceata este constituită din 5 feciori din sat care își aleg un vătaf, 2 turcași care joacă turca și 2 pivnițeri, administratori. Unul dintre feciori este mascat în capră, respectiv în turcă, și poartă o costumație specială, foarte frumoasă, viu colorată, cusută cu panglici, oglinzi și curele cu zurgălei. Fiecare flăcău are un rol bine definit. Ceata are rolul de a colinda familiile de gospodari din sat odată cu venirea Crăciunului. Membrii cetei se adună în seara de Sfântul Nicolae. Vătaful mare care îndeplinește funcția de conducător al cetei este ales din rândul celor mai populari feciori din sat. O carte sfântă să citească, o carte sfântă, Florent, altele îndemn, cartea sfântă cine o ascultă.
După alegerea cetei, membrii ei își tocmesc o gazdă în sat, în locuința căreia vor repeta în fiecare seară până în ajunul Crăciunului. În trecut intrau în ceată feciorii trecuți de 18 ani, care urmau să plece în armată în anul următor. În prezent, din lipsa de feciori, regula a devenit extrem de elastică. În ajunul Crăciunului, flăcăii umblă însoțiți de lăutari și pleacă cu turca, colindă și dansează pe la toate casele gospodarilor. Cel care joacă turca se antrenează din timp, știe să o joace și realizează un adevărat spectacol. Gazdele îi răsplătesc pe colindător cu câte un colac, o bucată de carne și bani, produse din care se vor ospăta cu toții spre dimineață, după ce termină de colindat. Se începe cu primăria, unde turca se negociază.
Nașterea Domnului, să vă dea Dumnezeu multă, multă sănătate și putere în misiunea pe care o aveți de făcut, pentru că este foarte grea. Felicitări că după atât de mult timp am început și cu siguranță vom continua și vom duce mai departe tradițiile, obiceiurile și de sărbători și nu numai de sărbătorile de iarnă, pentru că în Comuna de Jos, pe lângă Turcă, care are o istorie de cel puțin 150-200 de ani, avem și plugarul de la Comuna de Jos, obiceiuri care nu se vor pierde niciodată, atâta timp cât va exista suflet pe aceste locuri. Să vă dea Dumnezeu multă, multă sănătate, noroc, să transmită și familiilor dumneavoastră acasă și acum, cum spune obiceiul, va trebui să facem o evaluare a Turcii, ca nu cumva să se gândească cineva să ne-o profaneze sau să o fure sau să o distrugă, pentru că atunci acela va trebui să plătească.
O să rog pe colegii mei să aducă o hârtie, să facem un proces verbal. Până atunci, nu putem decât să vă spunem că suntem bucuroși, că sunteți alături de noi. Sunt convins că o să vă terminați această misiune cu bine și nu rămâne decât să vă spun atât vouă, cât și celor care sunt alături de noi. Sărbători fericite, multă, multă sănătate, liniște în case și noroc. La mulți ani! Trăiți la mulți ani! Sănătate! Proces verbal de evaluare a Turcii cu ocazia prevestirii nașterii Domnului, Crăciun 2018, Comuna de Jos. Începem cu ciocul plus coarne. Jos. 1. Ciocul turcii plus coarne. Ciocul plus coarnele. Da. 10.000 de lei. Deci nu mai face nimeni. Chiar nu mai face. 10.000 de lei. 2. Cârpele. 6 cârpe. 6 cârpe. 200 de lei cârpe. 200 de lei cârpe. Soția, bă, cât e o capră? 1.000.000? Da, uite, să ce-i scuro. Ești să ce-i la tine, frate. Covertură. Cât e o cârpă? 200 de lei. 200, da? 1.200. 3. Lepedeu plus coveltură. 1.000 de lei. 4. Am să dau citire procesului verbal de evaluare a Turcii, care nu este făcut doar de dragul ritualului și trebuie să ținem cont de el și să avem grijă să o păstrăm, pentru că trebuie transmisă din generație în generație, așa cum au fost transmise toate obiceiurile satului Comuna de Jos. Proces verbal de evaluare a Turcii cu ocazia prevestirii nașterii Domnului, Crăciun 2018, Comuna de Jos. 1. Ciocul și coarnele. 10.000 de roni. Vă dați seama ce responsabilitate aveți. Cârpele număr de 6, 1.200 de roni. Lepedeu și covertură, 1.000 de ron. Curele, 2.000 de lei. Rujii sau panglica, panglicile, 100 de lei bucata. Zurgălăii, 30 de lei. Proces verbal încheiat astăzi, 24 decembrie 2018, la Primăria Comunei Comăna. Semnează primarul Comunei Comăna Grusea Viorel, viceprimarul Comunei Comăna Roșală Flaviu Mihai și vătavul mare, Toma Ioan. Încă o dată, multă, multă sănătate, aveți grijă de voi, aveți grijă de turcă, aveți grijă de fete și duceți misiunea până la capăt cu cinste și onoare. La mulți ani și multă sănătate! Zi-mă la mulți ani! După care turca este sfințită la biserică. Stăpâne Doamne, Dumnezeu nostru, Cel care ești calea cea adevărată, Cel ce ai călătorit împreună cu robul tău Iosif, călătorește, Stăpâne, și cu robii tăi aceștia. Izbăvește-i pe ei de tâlhar și de toată bântuiala vrășmașilor ucigași de oameni, păzește-le viața nevătămată și ferește sufletele lor curate de toată întinăciunea. Fă cu spor călătoria lor și căile lor le îndreptează și arată-i sănătoși și veseli în cele ce le doresc. Așa ne rugăm ție, Împărate atotputernice, care nu ții minte răul, auzi-ne pe noi smeriții pentru bunătatea ta și treci cu vederea toate greșelile robilor tăi. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
Să aveți spor, să umblați cu bine. Se continuă apoi la casele preoților. Ana Sofia. Ziua de colindat se încheie de regulă după miezul nopții. În tot acest timp, jocul turcii se continuă în casele familiilor de frunte ale satului sau în cadrul familiilor care au feciori și fete de căsătorit. Să meargă la biserică, Florendal Belemnem, să citească o carte sfântă, să
citească o carte sfântă, Florenta, altele îndemnă. Cartea sfântă, cine o ascultă, cartea sfântă, cine o ascultă, Florenta, altele îndemnă. Dar o ascultă, Maica sfântă, dar o ascultă, Maica sfântă, Florenta, altele îndemnă. Că-s mâine e cea zi mare, că-s mâine e cea zi mare, Florenta, altele îndemnă. Cea zi mare sărbătoare, cea zi mare sărbătoare, Florenta, altele îndemnă. Seara de Crăciun, la Căminul Cultural din sat, cetașii organizează joc. Aceiași flăcăi din ceată organizează și jocul de anul nou, cel de bobotează și cel de pe 7 ianuarie. Cu ocazia Sfântului Ioan, când se sparge ceata, odată cu parada cetelor care se organizează la Făgăraș. Se spune că atât colindătorii care au umblat cu turca, cât și gazdele colindate vor avea parte de belșug și sănătate în tot anul care va să vină. Chilie, cine șade, Florenta, altele îndemnă. Șade doi fiți potopiți, șade doi fiți potopiți.